Ai milă și de mine! Te rog, Mântuitorul meu, mă izbăvește din durerea și din necazul meu cel greu. Așa striga în disperare un împărat din Israel, în clipa cea de încercare când boala a lovit în el. Eu te-am slujit cu bucurie, plângea Ezechia întristat, văzându-se în disperare, spre Domnul glasul și-a îndreptat. Întors cu fața spre perete și gândul îndreptat în sus, întreaga lui amărăciune în rugă Domnului a spus, mărturisindu-și toată starea, el aștepta răspunsul său, el aștepta ca vindecarea să vină de la Dumnezeu. Și în timp ce el plângea cu jale, întors cu fața către zid, acel ce vede și aude, privi spre fiul lui David. Isaia e trimis în grabă să-i spună, Domnul te-a văzut, cum te-ai smerit și în rugăciune în Dumnezeu te-ai încrezut. Ascultă care e răspunsul al Tatălui din veșnicii. El ți-a mai prelungit viața cu 15 ani, să știi. Aduceți turta cu smochine, voi doctori care asistați, că și Domnul vindecă bolnavii, să știe toți ce-i întristați. Voi, frați, surori din adunare, strigați la Domnul în dureri și cereți milă, vindecare și asale binecuvântări. Amin. Treceau cocorii pe deasupra de casa celui întristat și croncăneau parca jale, zburând spre țărmul depărtat. Pe cuibul ei și rândunica, în zori cu jale cerepia. Iar împăratul, cu durere, cântarea ei o asculta. La fel pe cuib și porumbița, gemea smerită în pridvor, căci păsările au și ele în orice zi necazul lor. Atunci când jalea te apasă, atunci când totul-i năruit, învață, frate, de la păsări să cânți, să zbori nestingherit. Te mir că tot mai poți să cânte în urma marilor furtuni, căci păsărelele frumoase și ele înalță rugăciuni. De aceea împăratul zice, ca porumbița am gemut și am strigat la tine, Doamne, în zor de zi din așternut. Ce să mai spun, zicea împăratul, când disperat zicea în pat, la Domnul am strigat cu jale și Dumnezeu m-a vindecat. Să lași cuibul și ograda, să pleci spre zorii depărtați, de aceea gem zburând cocorii și par așa de întristați, la fel că ei și rândunica coboară în larguri pe catarg. Din zborul lung mai odihnește și apoi străbate iar în larg. Și câte nu se întâmplă, Doamne, cu porumbița din stejari, ce vin adesea s-o atace atâtea păsări mult mai tari. Din ceruri Dumnezeu răspunde când strigă un îndurerat. Priviți, vă rog, spre rugăciunea rostită de un împărat. Când află vestea nedorită că va muri, s-a îngrozit. Atunci în lacrimi de căință, în pulbere s-a prăbușit. Nu-i mai păsa că râd oștenii de geamătul înnăbușit. În disperare, omul strigă că poate va fi auzit. Și după marea lui durere, întregul cer s-a luminat. Căci Dumnezeul îndurării l-a auzit când a strigat. Nu vei muri! Răsună glasul prorocului către împărat. De aceea scoală-te și umblă și stai la cârmă în palat. Te vei sui la casa sfântă, a treia zi vei prăznui o jertfă înălțând la Domnul, că cel te va tămădui. Surprins de cele auzite, el pe Isaia l-a întrebat, cum voi cunoaște? Care-i semnul căci astăzi voi fi vindecat?
privește de pe geam cadranul pe care l-a făcut Ahaz. Tu știi când soarele se urcă și când de umbră la amiaz? Cum vrei? Cu 10 trepte umbra pe aparață de în jos? Sau 10 trepte sus să urce cerescul soare luminos? Să urce? Nu e o minune. Când umbrele vor da înapoi pe treptele strălucitoare, voi ști că Domnul e cu noi. Și s-a întâmplat ca niciodată. Doar Iosua când s-a rugat, strălucitorul nostru soare deasupra lui o zi a stat. Și în timp ce urmărea cadranul cum umbra cobora în jos, în pat, s-a petrecut minunea. Acel bolnav e sănătos. Medicamentul din smochine sau ascultare de cuvânt? Credința l-a adus pe vatră să umble iarăși pe pământ. Acesta este, frate, semnul căci vei fi sigur vindecat. La Golgota slăvitul soare între pământ și cer a stat. El unge ochii tăi cu tină și în ranele ce le-a primit și tu și eu avem lumină și viață fără de sfârșit. Nu vom muri, căci veșnicia e dobândită în Iisus. Credința cea adevărată ne poartă zi de zi mai sus. Tu care gem ca porumbița, bolnav cu fața către zid, nu dispera, căci vindecare avem în fiul lui David. Nu vă îngroziți când vântul bate, când urlă valurile larg, strigați la Domnul să ne deie odihnă pe al său catarg. Chiar dacă doctorul îți spune că mai trăiești doar 6 luni, nu-l crede, ci roagă-te și înalță spre Domnul cal de rugăciuni, nu desfință medicamentul. Și nici pe doctor nu-i hulim în strâmtorare, în necazuri, noi către Dumnezeu privim. El și-a schimbat ce-aș propuse. Când omul sincer s-a rugat și 15 ani de zile la viața lui a adăugat, se pare că de noi depinde cum ne purtăm, cum ne smerim, decizia din ceruri vine, iertarea când ne pocăim, amin.